progres are la bază dorința interioară. Și vreau să vă ajut astăzi să vă aprindeți dorința interioară de a deveni impecabil la capitolul dicție. Nu este greu, este simplu și am să vă zic că povestea mea poate vă inspiră. În urmă cu mai multe secole, cam în perioada în care a decăzut Imperiul Roman, am terminat clasa 12-a. Și prima mea dorință era să-mi găsesc un job, să fiu pe picioarele mele. Am auzit-o că a trebuit să trec de un interviu și am căutat informații cum să trec cu succes de interviu. Și printre sfaturile legate de datul mâinii cu fermitate, contactul vizual cu încredere, o vestimentație adecvată, pe un site am găsit specificat că dicția poate fi un atu care face diferența la un interviu. Era pentru prima dată când îmi stânea curiozitatea domeniul acesta, dicția. Și am căutat mai mult și am găsit primele poezioare pentru o dicție clară. Printre care, capra calcă piatra, piatra crapă în patru, crăpaia capă în capre, cum a crăpat piatra în patru, sau pila bungă, punga pila, pila lungă, pila lungă, crește pila pili, pentru că pili până când punga pila, pili, pila pili, lungă. Mie mi s-au părut foarte interesante aceste poezioare, mi-am listat mai multe pe pagină, mi le-am lipit lângă oglindă și în fiecare dimineață, când mă machiam, repetam și aceste poezioare până am început să le învăț pe de rost. De atunci am trecut de multe interviuri cu brio. N-aș ști să vă zic dacă dicția a fost elementul care a făcut diferența, dar cu siguranță a avut un efect benefic. Mai târziu, dar nu la foarte mult timp după, am descoperit o altă pasiune de-a mea și anume îmi doream să fiu vocea din reclamă. Și așa am ajuns la București la un curs de voice-over. Acolo nu am făcut doar voice-over, am făcut și dicție. Și am aflat că a lucra la dicția ta nu înseamnă doar a spune poezioare prin casă. Mai este vorba și despre respirație corectă, despre antrenarea mușchilor, despre postură, despre anumite defecte de vorbire pe care le poți corecta și multe alte lucruri. M-am întors entuziasmată la Cluj și m-am înscris la alte cursuri de dicție, unde am aflat o grămadă de lucruri interesante. Astăzi am extras trei dintre cele mai importante lucruri tehnici pe care trebuie să le practicați pentru a avea o dicție impecabilă. Și anume, respirația corectă, încălzirea mușchilor și vreau să vă fac conștient de importanța vocalelor. Teoria ca teorie, dar practica e mare și așa că vă propun să trecem la treabă. Vom începe cu prima etapă. Respirație. Poate ați mai auzit până acum că vocea noastră exprimă starea interioară pe care o avem. Vorbește despre emoțiile noastre. Și atunci când vorbiți cu o persoană, dacă sunteți atenți, puteți să vă dați seama de ce simte în acel moment, care este starea interioară a persoanei cu care vorbiți. Bine, bine, dar cum facem ca în timpul unei prezentări să transmitem armonie? Simplu. Prin exerciții de respirație făcute înainte. Dacă o să căutați, veți găsi multe tehnici. Eu astăzi am să vă arăt una dintre ele și am să vă propun să o facem împreună. Este o tehnică de respirație care se face în patru etape. Inspirație, retenție, care te ține mai rău în piept, expirație și relaxare. Fiecare etapă o facem de 5 secunde. 5 secunde inspirăm, 5 secunde ținem aerul, 5 secunde expirăm și 5 secunde relaxăm. Ce trebuie voi să faceți acum? Să țineți spatele drept. Să închideți ochii și să vă acordați vouă în momentul acesta. Vom face această etapă de 3 ori. Vom face respirația de 3 ori. Doar ascultați ce aveți de făcut. Închideți ochii și relaxați-vă. Când au startul, începem să inspirăm. 2, 3 și inspirăm. 1, 2, 3, 4, 5. Ținem aerul. 1, 2, 3, 4, 5. Expirăm cu toate problemele noastre să se ducă. 1, 2, 3, 4, 5. Relaxăm. 1, 2, 3, 4, 5. Mai avem de două ori. Inspirăm. 1, 2, 3, 4, 5.
Cum era mai multe de oară? S-a mai așezat puțin? Vă recomand să permiteți calului să intre în voi în prezentare și să practicați exercițiile acestea. Puteți să căutați mai multe și să vedeți care este potrivit. A doua etapă despre care vreau să vă vorbesc este încălzirea mușchilor aparatului folator. Adică încălzirea mușchilor faciali, încălzirea mandibulei inferioare, încălzirea buzelor și a limbii. Și astăzi vom face câteva tehnici. Puteți să le faceți împreună cu mine. Poate vi le amintiți mai ușor după. Bun. Vă imaginați că vă masează un tip de pe Tinder pe care l-ați găsit și față. Sau vă masează tine, da? Să nu fie amorțiți, adormiți. Timpul vostru, vă acordați vouă 2 minute și până la bun. Și buzele? Și limba, ne curățăm cu limba. Și cam acestea sunt exercițiile de încălzire, dar le faceți 2-3 minute. Bun, a treia etapă despre care vreau să vă zic sunt vocalele. Vocalele sunt foarte importante, dar pentru a le rosti corect avem nevoie, trebuie să deschidem gura. Altfel, în loc de poate, este poate. Avem 7 vocale în limba română. Vreau să le repetăm acum de 3 ori. Da, cu gura deschisă, ca și cum ați vrea să gustați acum să mușcați din prăjitura voastră preferată, da? Sau din tip altic de pe Tinder. Și vocalele sunt A, E, I, O, U, R. Le spunem împreună, cu gura mare, da? A, E, I, O, de cristal. Felicitări, Elena, pentru discursul plin de energie, umor, exerciții practice, tranziții line și prin transmiterea emoțiilor pe care le-ai făcut. Am să spun 3 lucruri care mi-au plăcut și un lucru care poate fi îmbunătățit. Primul lucru care mi-a plăcut a fost introducerea puternică prin care te-ai conectat cu publicul. Toată lumea a rămas perplex prin rostirea frazei inițiale alambicate, pe care, din decadență, n-am să o exprim aici. Al doilea lucru care mi-a plăcut a fost că ai implicat publicul prin cele 3 exerciții pe care mi le-ai propus de încălzire, prin cele 3 sugestii de făcute, respirația corectă, încălzirea mușchilor și vocalele. Iar o altă chestie care mi-a plăcut a fost introducerea frumoasă a celor 3 experiențe care te-au făcut să vezi că dicția are un aspect important în viața ta și nu numai a ta, ci a noastră a tuturor. Al treia lucru, mi-a plăcut mișcarea scenică. Pentru că ai punctat foarte frumos fiecare idee, acele 3 experiențe pe care le-ai avut și plus cele 3 exerciții, plus mi-a mai plăcut iarăși faptul în momentul în care eu am mai dat ochiul, n-am închis ochii și te-am urmărit. Mi-ai spus și am numerat pe degete 1, 2, 3, 4 și 5 și așa mai departe când ne-ai făcut exercițiul cu respirația. Felicitări pentru aceste 3 lucruri care mi-au plăcut, iar lucrul care ar fi de îmbunătățit, eu zic că din perspectiva mea am văzut și am rămas surprins, ai avut emoții,
prin frământarea mâinii. Am văzut des ți-ai frământat mâna și a fost singurul lucru care mi-a dat impresia că ai emoții, dar gestica, vorba, claritatea în limbaj, dicția, făceau o notă disonantă, dar nu pot să nu zic decât felicitări pentru acest discurs. Ai avut tranziții line, clare, pe tot parcursul discursului, ai maximizat înțelegerea publicului prin exercițiile făcute, ai avut un contact foarte bun cu sala, o voce caldă, plină de emoție și energie vindecătoare. Tot discursul tău a fost clar, lin, ușor de urmărit, de o claritate de cristal. Felicitări, Elena, pentru pofta de dicție pe care ai insuflat-o publicului.